Autobloc.md alimentează doar cu combustibil de calitate în stațiile Lukoil Moldova. Salutare tuturor! În curând, hidrocentralele, ca și cea din spatele meu, vor trebui să lucreze tare mult ca să putem alimenta inclusiv astfel de automobile. Asta este Tesla Model 3, o mașină pe care am așteptat-o tare mult să vină în Republica Moldova. Sunt doar vreo câteva, iată, pe acest plai mioritic între Prut și Nistru. Apropo, pentru cei care nu sunt din Republica Moldova, în spatele meu este râul Nistru. Și iată că am reușit să găsesc una, o mașină care a fost importată din Statele Unite ale Americii. Apropo, pe această cale, le mulțumesc băieților de la Autohaus, care se ocupă cu importul automobilelor din America. Și iată, dacă vă doriți o mașină, neapărat puteți apela la ei sau să vedeți site-ul lor ca să vedeți ce modele au. Și datorită lor spuneam că, uite, am găsit această mașină, mi-a oferit-o la test drive și vreau să văd cum se conduce un Model 3, o mașină care are tare multe diferențe față de un Model S, spre exemplu. Acest model folosește mult mai mult oțel în caroseria sa decât folosește Model S, care în mare parte folosește aluminiu. Și asta este cam straniu pentru o mașină electrică, pentru că moda este să folosești tare mult aluminiu. Inclusiv electromotoarele au o modalitate de lucru diferită și vreau, uite, să vedem toate aceste lucruri în acest test drive și, bineînțeles, o să vă arăt cum lucrează autopilotul pe drumurile din Republica Moldova. Înainte de a începe, vă invit să vă abonați la acest canal, să apăsați butonul subscribe, clopoțelul, ca să fiți notificați când încărcăm un nou video și, bineînțeles, să mă urmăriți pe Instagram. Haideți să cunoaștem Tesla Model 3. Prima dată când am văzut-o, era un pic așa mai stranie după design, dar uite că acum m-am obișnuit cu designul ei. Zici că are ceva de la Porsche Cayman, zici că ar mai avea elemente și de la alte automobile, dar per general, este un model pe care deodată înțelegi că ai în fața ta o Tesla. Este cea mai mică Tesla la moment și un model pe care Elon Musk a pus un accent foarte mare. Mulți analiști spuneau că ăsta este fie modelul care va scoate Tesla din problemele în care se află și, bineînțeles, cele de ordin financiar, fie va îngropa și mai tare această marcă sau ba chiar o va duce, iată, la faliment. Dar, din câte se pare, se descurcă destul de bine, pentru că deja în China, în Germania și în alte țări, uite că Tesla deschide noi uzine și astfel va livra mai multe automobile. Deci, partea din față, vă spuneam, nu arată deloc rău, nu vedem guri, iată, de aerisire din astea foarte mari sau prize de aer foarte mari aici, pentru că o mașină electrică, în esență, nu are nevoie de tare multe pentru ca să răcească bateriile. Farurile, bineînțeles, sunt full LED, capota este destul de coborâtă și despre asta o să vă povestesc de la volan. Vine pe rost de 18 inci, 235-45 la 18, mai târziu vă povestesc un pic și despre jante. Și dacă e să fii mai atent, de jur împrejurul acestei mașini vezi tot felul de camere și senzori. În primul rând, are 12 senzori ultrasonici în jurul mașinii. Are două camere, câte una pe fiecare montan central aici. Mai are câte o cameră pe fiecare aripă din față. Trei camere acolo în față la parbriz și mai are și un radar acolo în bara de protecție. Bineînțeles, toate aceste camere și senzori sunt folosite pentru ca atunci când mergi cu autopilotul conectat. Partea din spate, poate nu foarte expresivă, poate asta este partea care
nu știu, poate cel mai tare, nu mi-a plăcut la Model 3. Cumva foarte, un design foarte minimalist aici în spate, dar iarăși, un design tipic Tesla. Și dacă e să vedeți un pic forma mașinii așa în față, o să înțelegeți că seamănă destul de mult inclusiv cu celelalte modele din gama Tesla. Are o formă foarte frumoasă, în special, uite aici, la aripa din spate. Și în același timp, un lucru care îmi place mie tare mult este forma acoperișului. Am un acoperiș în totalitate panoramic aici. Despre el, iarăși, vă povestesc din interior, dar forma lui este extraordinară. Îmi place tare mult cum arată. Haideți să vă arăt un pic și portbagajul, dacă tot suntem aici. Sunt mai multe lucruri aici, inclusiv cablul de încărcare al lui, și puteți vedea câteva, uite, capace pentru roți. În mod normal, mașina asta vine standard pe astfel de roți. Capacele astea ar trebui să stea aici, dar pentru că nu arată la fel de frumos ca și cele pe care, ca și jantele pe care de fapt mașina le are pe ea, am decis să le scoatem. Dar în mod normal, aceste capace stau pe mașină. Unii dintre voi s-ar întreba de ce ele stau peste aceste jante, pentru că au o formă mai aerodinamică și astfel rezistența la rulare este mai mică. Bun, portbagajul, 425 de litri, un portbagaj destul de încăpător, destul de mult spațiu în interior acolo. Câteva lucruri legate de acest portbagaj, lucruri pe care, iată, le-am observat în primul rând, de fapt Victor le-a observat, el este în spatele camerei și a zis foarte bine, pentru că iarna, dacă ai gheață aici, deschizi portbagajul, tot ce se află pe portbagaj, pe capac, va cădea aici pe lunetă și, bineînțeles, îți va cădea în mașina aici, în portbagaj. Un lucru la care poate cei de la Tesla nu tare s-au gândit. Și, în general, după asta stăteam și mă uitam la mașina asta și nu înțeleg de ce Tesla nu a făcut-o să fie un hatchback. Pentru că avem tare mult spațiu, uite, în această zonă, până la bancheta spate, și dacă ar fi fost un hatchback, s-ar fi eliberat tare mult spațiu și mașina asta avea să fie mult mai spațioasă. Na, Elon știe ce știe și a decis să o facă anume așa. Bineînțeles, avem și un portbagaj acolo în față. Haideți să vi-l arăt și pe el și continuăm discuția din exterior. Acesta ar fi portbagajul din față, are vreo 83 de litri, dacă nu greșesc, dar cam la 80 de litri. În mod normal, cei de la Tesla spun că aici ai putea să pui, uite, cumpărăturile pe care le faci în fiecare zi înainte de a ajunge acasă, și ba chiar are și două cuiere aici ca să prinzi plasele. Iarăși un lucru destul de interesant este că capota, în mod normal, este murdar, cam în perioada mai rece a anului sau când sunt ploi, este destul de murdară, cel puțin pe drumurile din Moldova, și va trebui să-ți murdărești mâinile ca să o închizi până la urmă. Hai să vedem cum e cu accesul în mașină. În mod, nu știu, sau cel mai confortabil mod ca să intri în această mașină ar fi să-ți setezi telefonul și cu ajutorul lui vei intra în mașină. Nu ai o cheie din asta convențională, așa cum sunt pe multe alte mașini. Însă dacă nu ți-ai setat telefonul, nu mai luat mașina, uite că ai un asemenea card. Un card foarte simplu. Scrie Tesla pe el și îți arată aici pe spate unde ar trebui să-l pui. Și cam ăsta ar trebui să fie locul ca să pui acest card. Uite, acum mașina s-a încuiat și trebuie să-l pun tot aici ca să descui mașina. Treaba cu mânerele. La unele modele, mânerele de acest tip, ele, iată, ar trebui să iasă un pic ca să poți să deschizi, dar aici la Tesla cam trebuie să faci așa cumva ca să intri în mașină. Uite, asta cam ar fi despre exterior, neapărat despre interior vorbim în curând. Nu este o mașină foarte înaltă din ceea ce puteți să vedeți voi, garda la sol nu este tare mare, asta este normal pentru mașinile electrice. Noi, ca să ajungem aici, a trebuit să fiu foarte, foarte atent. Are frâne destul de bune. Discurile de frână pe față sunt de 320 de mm și la drum le simți că sunt niște frâne destul de faine. Ca dimensiuni, undeva cam un
BMW seria 3, cam așa ar trebui să fie după dimensiuni, însă uite că această mașină cântărește de fapt ca o seria 3 Gran Turismo, deci ca versiunea aia mare, are vreo 1000, aproape 1800 de kilograme. Este o mașină grea, chiar dacă arată destul de compact, dar este o mașină grea și bineînțeles aici bateriile sunt cele care aduc aportul cel mai mare în termen de greutate. Ce testez? Am versiunea Tesla Model 3 Long Range. Asta înseamnă că avem o autonomie mai mare, bateriile au o capacitate de stocare mai mare a energiei electrice și cel mai important este că mașina asta are două electromotoare, unul aici în față și unul acolo în spate, respectiv am și tracțiune integrală pe ea. Deci ar trebui să o conducem acum. Haideți să pornim la drum. Nu o să întindem mult plăcerea, 0-100 km la oră. Tesla spune că acest Model 3 face în 4,6 secunde. Pedala în podea și am pornit. Și o să vă zic când o să fie 100. Acum. Și gata. Cât de repede poate accelera mașina asta și uite, asta este toată frumusețea automobilelor electrice. Cuplul îl ai de la zero și demarajele întotdeauna sunt o adevărată plăcere. 4,6% asta este ceva extraordinar pentru că orice stă sub 5 secunde este deja de domeniul mașinilor sportive, chiar foarte sportive. Și accelerația. Accelerația în modul standard îți dă toată puterea deodată, da? Am 86-85 de km la oră, am apăsat, am plecat, vedeți ce voi cât de repede crește viteza. Acum voi selecta chill și am aceeași 80, bun, acum 79 de km, 82 de km la oră și voi apăsa din nou și puteți vedea că da, accelerează, dar nu mai simt agresivitatea pe care o am pe modul standard. Aici zici că chiar te apasă așa în scaun și bă, chiar ești lovit destul de tare de scaun pe accelerație. Suspensia. Aici e o problemă destul de mare. Suspensia nu-mi place absolut deloc cum lucrează pe Model 3, inclusiv, dar mai ales pe drumuri un pic mai denivelate. Suspensia o vei auzi foarte tare în interior. Mașina asta zici că nu are o cursă mai lungă a amortizoarelor, astfel încât să, nu știu, suspensia asta să reușească să absoarbă mai ușor din denivelări. Este destul de scurtă și în același timp vei fi destul de zdruncinat în mașină pe drumuri mai proaste și partea cea mai rea este că zgomotul de la ea va pătrunde în interior și el la sigur va pătrunde pentru că izolarea fonică aici nu este cea mai bună. Dacă acolo sub capot ar fi fost un motor cu ardere internă, el ai fi avut impresia că stă lângă tine pe scaun aici în față, pentru că izolarea fonică la mașina asta nu este deloc bună. Cred că i-aș face singură izolare fonică dacă mi-aș fi cumpărat o Tesla Model 3, înțelegând în același timp că pun mai multă greutate pe mașina electrică, ceea ce de fapt este și cel mai rău pentru un automobil electric. Am luat mașina asta, vă spuneam, când aveam 480 de kilometri autonomie, mi-a arătat bateria plină, arăta autonomia 480 ceva de kilometri. Tesla declară 560 de kilometri autonomie în ciclul WLTP, dar nu știu cum s-a condus mașina asta înaintea mea. Din păcate trebuie să văd pe aici prin calculator, dar o să găsesc neapărat aceste date și o să le pun pe ecran ca să vă spun care a fost consumul la acest model. Cel puțin, uite, în ultimii 20 de kilometri și s-a mai primit că am mai apăsat o mașină asta destul de tare între timp, am un consum de 236 de watts oră pe kilometru, deci cam ăsta este consumul ei, dar în același timp vă spuneam, o să caut toate datele, o să fac o poză și o să le pun pe ecran ca să le vedeți și voi, poate pe toată durata acestui test drive. Pe partea de încărcare a bateriei, mașina asta poate fi încărcată de la priza de casă, cea de 3,2 sau 3,7 kWh,
Na, aici, bineînțeles, va trebui să aștepți mult, 15-20 și ceva de ore, deci asta este destul de mult. De la o priză fast charge de 50 de kWh, spre exemplu, dacă ar trebui să încarci bateria de la 20% până la 80%, vei avea nevoie de 47-60 de minute. Partea bună este că mai există prize și mai puternice. Partea rea este că nu le avem în Moldova. Cele mai puternice sunt cele de 50 de kWh. Dar în Europa, partea bună este că poți încărca de la o priză și de 150 de kW și atunci bateria se va încărca în 20 de minute. La fel până la 80% din baterie. Și eu zic că cu 50 de kWh, dacă ar fi să avem mai multe prin Moldova, cu orice mașină electrică supraviețuiești foarte ușor. De fapt și cu 11 kW tot este ok, doar că ai nevoie de mai mult timp ca să încarci aceste mașini. Mulți dintre voi, bineînțeles, se vor întreba de ce naiba am pus geaca asta peste ecran, dar eu de multă vreme spun că, indiferent de model, Tesla pune un accent tare mult pe ecranele pe care le are în mașinile sale. Bine, pe Model S, Model X avem acele tablete amplasate așa vertical, pe când aici este un ecran orizontal, despre el imediat vă povestesc. Însă ideea mea este, și întotdeauna spuneam asta, este Tesla îți fură privirea, uite, sau atenția, îți captează atenția doar cu aceste monitoare, dar în rest nu prea vezi tare bine detaliile. Și uite, când nu vezi acest monitor, ai o planșă de bord foarte simplă, un volan pentru care i-aș spune ceva cuiva care a aprobat acest volan, arată dracului de rău, chiar arată foarte rău. Ăsta este... Am văzut mașina asta pentru prima dată, cred că 2 ani în urmă, da, 2 sau 1 an în urmă la salonul auto de la Geneva. Treceam pe lângă ea și doar am urcat foarte repede ca să o văd. Și primul lucru la care am atras atenția este anume acest volan. Da, are piele aici. Ca feeling este tare ok. În 3 spițe, tot ok aici. Însă aceste butoane, acest plastic foarte ieftin de aici, nu stă tare bine pentru o astfel de mașină. Și ba chiar când te vei uita în interiorul modelelor Tesla, peste tot o să vezi plastic destul de prost la calitate. Uite, plasticul de pe planșa de bord de aici încearcă să arate a piele, pe când pielea de pe scaune arată ca plasticul. Ceva de genul ăsta, chiar dacă este o piele destul de moale. Are și o inserție din lemn aici și simți textura, este lemn natural și arată tare, tare fain. Dar în rest, mașina asta are un design foarte minimalist aici în față. Puteți să vedeți și consola centrală cu plastic din ăsta piano black, care întotdeauna se va zgâria sau vei lăsa amprentele pe el. Dar cam asta e aici. Și pe uși, un plastic un pic mai moale, dar tare ieftin. Da, mașini de prin anii 90, cred că și alea erau mai calitative, cred, din punctul ăsta de vedere. Dar să trecem acum la partea mai bună a lucrurilor și mai frumoasă. Voi scoate geaca și imediat vreau să vă arăt un lucru, doar... Aha, uite așa. Revin la acest card. Ca să pornești mașina și uite, ai aici o notificare tare faină, grafică, îți arată unde anume trebuie să pun acest card. Și el ar trebui să fie cam aici. Acuș. Stai, ceva nu merge. Opa. Aha, gata, este. N-am apăsat pe frână. Asta e treaba cea mai importantă. După asta, după ce vei porni, după ce ai pus cardul aici și vei porni, garantat o să-l cauți prin mașină, pentru că zboară prin toată mașina. Dar revenim la acest ecran care arată absolut extraordinar. Dacă pe modelele precedente aveam un fel de iPad, uite că aici avem un iMac, dacă vreți voi. Are un design, o grafică impresionantă, cât de bună este rezoluția. Extraordinar. Aici Tesla, și anume o companie ca Tesla, întotdeauna va lucra cel mai bine anume la acest aspect. Ăștia nu sunt cei care produc mașini așa cum le știm noi, produse de Volkswagen, de branduri din astea mari și care produc mașini de câte 100 de ani.
Aceștia sunt cei din Silicon Valley și ei întotdeauna îți vor capta atenția doar prin aceste device-uri, pentru că mașina pentru ei este un gadget. Și anume despre acest monitor o să vorbim în continuare. Va fi o discuție destul de lungă, dar totuși vreau un pic să atrag atenția asupra lui, pentru că se pune un accent tare mare în acest model. Despre asta deja ați înțeles. Haideți să vedem. În primul rând, meniul, v-am zis, este foarte laconic, deci foarte ușor vei găsi multe lucruri, însă pentru că nu avem butoane aici în mașină, puteți să vedeți asta, bineînțeles. Toate comenzile vor fi aici, deci sunt aici. Hai să începem, de exemplu, prima oară am urcat în mașină, vreau să setez volanul, vreau să setez oglinzile retrovizoare și imediat vă arăt cum se setează ele. Merg aici, în acest meniu, și voi selecta oglinzile. Și am acum selectat oglinda din stânga și vedeți aici că îi pot schimba poziția cu acest joystick de aici. Uite, dar nu este un joystick, cu acest rotor de aici, de pe volan. În sus trebuie să întorc ca să se schimbe poziția pe verticală sau dau un stânga în dreapta ca să-i schimb poziția pe orizontal. Și fix așa putem să facem cu volanul. Selectez de aici steering wheel și fix cu același buton îi pot schimba, iată, amplasarea acestuia pe verticală sau, iată, pe adâncime. Deci Tesla astfel a hotărât acest lucru. Dacă vreau să acționez acel spațiu de depozitare de acolo, am un buton tot aici, iată, doar așa, încă o dată, glove box, am apăsat, gata, este selectat, este deschis. Luminile stau pe auto aici, în mod normal ar trebui să văd consumul mașinii, câți kilometri am parcurs, puteți să vedea, 397 de kilometri mai am în baterie la momentul când filmăm, dar am pornit, când am luat-o, avea 480 de kilometri. Vorbesc un pic mai încolo despre autonomie, dar țineți minte aceste cifre. Ce mai pot vedea aici? Iată, pot vedea și presiunea în pneuri. În același timp pot deschide portbagajul din spate, portbagajul din față și acea, nu știu, ușă mică ca să pun mașina la încărcat. Mergem mai departe. Monitorul central este de fapt dominat în mare parte de harta sistemului de navigație, care este o hartă de la Google și arată extraordinar, cel puțin pare a fi luată de la Google. Are live traffic și multe alte lucruri pe care în mod normal plătești atunci când procuri un asemenea model. Îți conectezi telefonul foarte ușor, poți reda muzica de pe telefonul tău cu ajutorul sistemului audio din mașină. Pe această mașină, pentru că are o echipare, are premium interior sau ceva de genul ăsta, am un sistem audio cu 14 difuzoare, un subwoofer și are o calitate foarte faină. Și doar priviți cum pot selecta ca aerul să bată un pic mai în sus sau mai în jos. Uite, am aici, iată, pot selecta de aici, este o comandă destul de greu, o vezi în mod normal. Și uite, trebuie să trag și astfel aerul va sufla un pic mai în jos și chiar îl simt cum vine acum drept în față. Sau pot să-l pun să bată un pic mai în sus și astfel și în același timp mai am, uite, aici îl pot face să bată mai în stânga sau mai în dreapta. Super fain arată această grafică și de fapt este un sistem de climatizare destul de bun. Ok, pe partea de condus, driving, am pe partea de accelerație, o să vă arăt ce înseamnă chill și am modul standard. Steering mode, deci cum simți volanul, este confort, standard sau sport, pe sport ar trebui să fie mai tare un pic. Și cum se regenerează, iată, energie electrică la frânare. Standard, mașina va aplica frânele mai tare și mai ai modul low, deci va lăsa ca mașina să meargă mai mult, pentru că în mod normal pe standard aplică mai tare frânele. Dar dacă e să dau într-o parte, uite, suspensia și toate problemele legate de ea, plasticul din interior, toate lucrurile despre care v-am menționat, că nu prea tare îmi plac în Tesla Model 3 și să apăs această pedală, pentru că odată ce o apăs în funcțiune, intră aceste motoare, unul care este în față și unul care este în spate, cumulativ ele îți dau vreo 450 de cai putere. Și ei spun că de la 80 de km la oră acum am,
până la 120 de km la oră. Acum am avut un Model 3, accelerează la fel de repede ca și un Porsche 911, care era 4S. Și acum am ajuns la un moment tare interesant pentru mine și probabil pentru mulți dintre voi. Deci, probabil ați observat, sunt în drive acum, da? Trebuie să dau doar o dată în jos, am cruise controlul adaptiv pornit și dacă mai dau o dată în jos, voi porni, stai un pic, trebuie să pornesc și așa, este. Am pornit și pilotul automat și acum pot să stau să vorbesc cu voi. Tare liniștit, pentru că mașina va avea grijă să meargă în treaba ei, să mențină banda. Pe autostrăzi, ba chiar ar putea să schimbe banda. În unele orașe ar putea să chiar să intre pe ronduri și să iasă de pe ele. Și deja despre autopilotul de la Tesla, noi tare mulți am auzit multe știri, iarăși inclusiv pe autoblog am dat o sumedenie de știri cu acest autopilot. Sistemul este fain, el nu îți cere foarte des să pui mâinile pe volan. Pe distanțe lungi, pe autostrăzi, asta este extraordinar. Trebuie doar să monitorizezi. Doar că monitorizatul ăsta, la un moment dat, te poți cam lăsa prea tare sau te uiți un pic în telefon, știind că mașina o să meargă, o să mențină banda și tot așa mai departe. Pentru mine întotdeauna este o problemă cu chestiile neprevăzute de pe autostrăzi. Cuiva explodează o roată la vreun camion sau se întâmplă multe alte lucruri și atunci ar trebui deodată să reacționezi. Bineînțeles, autopilotul va avea grijă doar să apese frâna, doar dacă vede ceva în față. Dar în rest, ca sistem, este o tehnologie extraordinară. Un lucru pe care vroiam să vi-l spun despre acest autopilot, un lucru foarte interesant. Din uzină, mașina asta vine cu toți acești senzori ultrasonici și camere și radare despre care v-am povestit mai devreme. Deci standard, tot acest hardware, el este pe mașină, doar că nu este activat. Dar ca să activezi în Statele Unite ale Americii, trebuie să plătești $6,000 și gata, va lucra pilotul automat și deja alte funcții pe care ți le oferă. Pe când în Europa, dacă nu greșesc, e vreo 5.300 de euro. Deci cât de... Și poți activa asta chiar și după ce ai cumpărat mașina. Deci s-au gândit că tare multă lume o să vrea să-și activeze aceste funcții după ce au procurat un model Tesla. Singura chestie este că nu s-au gândit că se vor găsi și băieți foarte inteligenți din afara companiei Tesla care vor putea să-ți activeze aceste funcții cu bani mai puțini. Drumul nu este foarte bun aici și interesant dacă din cauza drumului cumva autopilotul va decide să iasă din funcțiune, dar văd că o ține. Chiar și pe drum prost văd că o ține. Asta este tare fain, pentru că eu mă gândeam că pe drum mai prost cumva sistemul mașinii ar vrea totuși să-ți încredințeze ție volanul. Deci este destul de permisiv acest autopilot și în această, acum stau și mă gândesc că în acest mod asta este ceva extraordinar. Nu știu, uite, eu astăzi am făcut cam vreo 100 și ceva de kilometri cu ea. Toată ziua am filmat, acum ne întoarcem de la filmare în momentul când înregistrez acest video. Deci cam destul de obosit. În același timp, iată, dacă urmăresc drumul, trebuie doar să urmăresc drumul și nu trebuie să depun la fel de mult efort, ochii să-mi fie atât de concentrați la drum. Deci sunt ca un operator și doar verific ca mașina să meargă așa cum trebuie. Eu deja merg de vreo 2, 3, 4 km. La orice alt model european aș fi fost notificat după vreo 10, maxim 15 secunde să pun mâinile pe volan. Am primit ceva notificări în timp ce vorbeam, chiar și acum. Mai trebuie să pun mâna din când în când pe volan, dar cred că asta este mai mult legat de aceste marcaje care ba sunt, ba nu sunt și de acest drum mai denivelat. Dar în rest merge super ok.
Apropo, această mașină este de vânzare, o puteți vedea pe site-ul autohaus.md. Ei sunt cei care ne-au dat și ne-au oferit acest model pentru test drive și le mulțumesc pe această cale și, bineînțeles, înțelegerea era să-i menționez și pe ei. Autohaus.md importă automobile din Statele Unite ale Americii, atât accidentate, ușor, cât și neaccidentate. Deci, dar cel puțin veți cunoaște istoria mașinilor. Vedeți pe site-ul lor ce modele sunt și acolo pe site o să vedeți și prețul la acest Model 3 în Republica Moldova. Bun, am ajuns la finalul acestui test drive. Multe am mai avut să vă spun despre Model 3. Ce să vă zic? Un model cu adevărat inovativ, un model foarte tehnologizat, o mașină deșteaptă și în ciuda minusurilor pe care le are. Eu am problemele cel mai mari cu calitatea materialelor de aici, din interior și cu suspensia și cu acest volan. Dar în rest este o mașină foarte și foarte bine gândită. Știe Elon ce știe el, dar face niște produse cu adevărat extraordinare. Mi-a plăcut dinamica la modelul ăsta. Versiunea asta long range cu adevărat îți dă aproape 500 de kilometri pe o încărcare a bateriei până la 100%. Ai o mașină care accelerează în 4,6 secunde cu tracțiune integrală, bineînțeles. Și toate astea luate la un loc, la un preț de 55.000 de euro, cât costă mașina asta în Europa, în echiparea asta, nu știu dacă vei putea să iei altceva. Cu adevărat, este o mașină foarte și foarte bună. În Statele Unite, ba chiar este și mai ieftină. Deci au făcut o treabă bună, aș putea să accept minusurile ei, chiar dacă sunt tare multe. Deci, cumva, uite, toate aceste tehnologii, dinamica de care ea dă dovadă, un pic prevalează peste toate minusurile pe care le are mașina asta. Chiar dacă cu mare greu aș putea să iert calitatea materialelor, volanul ăsta foarte aiurea, portbagajul care tot nu arată tare bine și nu ai puncte de ancorare și multe alte lucruri acolo. Și mai sunt ele mai multe chestii care sunt la mașina asta și care ar mai putea fi gândite. Ei bine, acesta a fost test drive-ul meu. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Sper că v-a plăcut acest video. Noi obișnuim să facem mai multe reportaje interesante și de asta vă rog tare mult să vă abonați la canalul nostru. Asta o să ne ajute tare mult. Și nu uitați să vă abonați și la Instagram-ul meu și bineînțeles să urmăriți autoblog.md. Avem deja peste vreo 500 și ceva de mii de utilizatori lunar pe site, deci și tare multă lume ne urmărește și vă invităm și pe voi să ne urmăriți și să ne dați follow pe Autoblog pe Facebook. Mersi tare mult la toată lumea. Pe curând. Pa, pa! Autoblog.md alimentează doar cu combustibil de calitate în stațiile Lukoil Moldova.